revenit, doamnelor și domnilor. Eva Kaili s-a dat singură de gol. Așa a ajuns în arestul poliției belgiene. Ea nu era în vizorul anchetatorilor, dar după primele rețineri, europarlamentarul și-a sunat tatăl să ascundă valizele cu bani. Apoi a încercat să-i avertizeze și pe ceilalți oficiali implicați în acest dosar. În detenție, Eva Kaili și-a recunoscut parțial vinovăția. Ne explică aceste noi evoluții din dosar jurnalistul Digi24, Alin Borcea. Alin. Bun găsit! Noile informații vin din mandatul de arestare al Evei Kaili, la care au avut acces cele două publicații belgiene care au relatat despre acest caz de corupție fără precedent. Primul arestat în acest dosar a fost Francesco Giorgio, partenerul europarlamentarei din Grecia. El a fost săltat de poliție pe data de 9 decembrie, imediat cum a plecat din apartamentul din Bruxelles pe care îl împarte cu Eva Kaili. Ea știa că iubitul ei mută des sume mari de bani prin apartamentul lor și că are legături cu Pier Antonio Panzeri, italianul care ar fi coordonat rețeaua de influență din Parlamentul European. Așa că Eva Kaili a dat o serie de telefoane care au trimis-o după gradii. Și a sunat tatăl ca să-i ceară să ascundă valizele cu bancnote care erau în apartamentul ei. Apoi a luat legătura cu Panzeri și cu alți doi europarlamentari ca să-i avertizeze că, cel mai probabil, poliția este pe urmele lor. Înainte de aceste apeluri, Eva Kaili nu era vizată direct de această anchetă, a scris presa belgiană. Când a fost reținută, grecoaica a recunoscut că și-a sunat tatăl și i-a cerut acestuia să ascundă banii din casă. Jurnaliștii belgieni au luat legătura și cu avocatul Evei Kaili ca să-l întrebe de aceste informații din mandatul de arestare. Doar că acesta a răspuns nervos și a precizat că documentul respectiv ar fi trebuit să fie confidențial și că presa nu ar fi trebuit să-l vadă niciodată. Eva Kaili se va prezenta joi în fața tribunalului ca să afle dacă va fi cercetată în libertate sau va fi ținută în arest în continuare.